Ești plină de bunăvoință, sociabilă și ai un simț uimitor al umorului. Un aspect batjocoritor și o elocvență remarcabilă pot sugera că ești superficială, dar este complet greșit. Abilitatea de a atrage atenția și neschimbata formulă, bună ziua, ce faci, ascunde o forță care într-un fel sau altul va trebui să fie luată în considerare. Ești mult mai gravă decât pari la prima vedere. Mintea și ambiția, inteligența subtilă și talentul semnificativ în științe și artă te vor ajuta cu siguranță să reușești. Ai de obicei o idee clară despre ceea ce vrei să realizezi și ce vrei să obții. În ciuda faptului că ești înzestrată generos cu imaginație, fără îndoială, ai o doză de pragmatism care îți permite să-ți pui ideile în practică. Spre deosebire de cei care solicită aprobări sau premii zgomotoase înainte de a le merita, tu poți izola cele mai importante idei și, numai atunci îți poți folosi toate talentele pentru a le realiza și pune în aplicare. Ai abilitatea de a vedea nu numai o imagine completă a evenimentului, ci și de a te concentra chiar și pe cele mai mici detalii. Este posibil ca tu să reușești deoarece înțelegerea ta este bine dezvoltată. Semnul tău zodiacal aparține constelației peștilor. Peștii sunt direct legați de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități: diligență, sensibilitate, versatilitate, empatie, dezinteres, eleganță, delicatețe. Două planete te guvernează, Jupiter îți asigură reîncărcare de energie, ajutându-te nu numai să mergi cu cărdul, ci și să alegi propriile direcții de viață. Neptun te înzestrează generos cu imaginație și chiar fantezie. Dezinteresul și percepția hiperactivă pot fi atât o binecuvântare, cât și o problemă pentru tine. Totul depinde de situația specifică. Ai o relație dificilă cu religia, te străduiești pentru credință, în timp ce te bazezi intuitiv pe karmă și soarta inexorabilă. Este necesar doar să te asiguri că imaginația bogată nu te conduce pe calea greșită a mirajelor, deoarece distorsiunile în percepția lumii îngreunează comunicarea, făcându-te excentrică. Găsindu-te sub egida lui Jupiter și a lui Neptun, tu diferi prin trăsături de caracter surprinzător de contradictorii, așa că ar trebui să fii atentă. Sârguința în atingerea obiectivelor poate merge ușor în slăbiciunea mersului cu cărdul. Dezinteresul combinat cu o cantitate corectă de fatalism îți poate juca, de asemenea, diferite glume amuzante. De exemplu, poți căuta credința în Dumnezeu și în același timp să ai tendința să te încrezi în karma și soartă. Intuiția excelentă, umorul bogat, prietenia fermecătoare sunt combinate în tine cu o tendință de a te desprinde de realitate, pierdută într-o lume de fantezie și miraje. Prin urmare, trebuie să fii atentă la imersiune în pasiunii excesive. Planeta ta guvernatoare este Neptun. De la Neptun primești darul providenței, iertarea. Această planetă este patronul principal al medicilor. Planeta ta în exil este Mercur. Lui Mercur îi poți mulțumi pentru lipsa de critică, precum și de incapacitatea de a sparge fenomenul în componente. Universul te-a înzestrat cu o lumină veselă, amabilă și sociabilă. Ai un minunat simț al umorului și un real dar oratoric. Poți părea în mod greșit frivolă, dar aceasta este o amăgire. Ai un nucleu interior care determină forța și seriozitatea ta. Ești inteligentă, înzestrată generos cu talente de către ursitoare, ambițioasă, dotată cu un spirit creativ. Ai toate șansele de a avea succes. Ești obsedată de muncă, îi dedici mult mai mult timp decât este necesar. Cu toate acestea, poți simți nevoia de singurătate, chiar de viață secretă, viață în afara carierei. Ești predispusă la fantezie atunci când ești pierdută în lumea pământească a sentimentelor sau în lumea romantică a unor iluzii frumoase. Cu toate acestea, ești norocoasă, pe deplin capabilă să echilibreze atât interesele publice, cât și cele private, împiedicând să domine unul pe celălalt. Indiferent dacă aparții unui tip de personalitate mai închisă sau mai deschisă,
Îți gândești planurile și perspectivele în avans. Nevoia de pregătire atentă pentru accidente este o trăsătură caracteristică a ta. Uneori însă, ești mult mai mulțumită de planificarea viitoarelor acțiuni decât de punerea lor în aplicare. Dar, punând prea multă energie în formalități, te poți confrunta cu cel puțin două pericole. Primul este să te blochezi fără speranță în stadiul de planificare, al doilea este să pierzi sentimentul valabil de spontaneitate. Deoarece nu poți determina întotdeauna direcția pe care o vei lua, preferi să ai o decizie și să rămâi cu ea, mai degrabă decât să cântărești alternative nesfârșite. Ești adesea prea dependentă de ceea ce faci. Cu toate acestea, în orice caz, activitățile tale îți aduc multă satisfacție. Poate că te confrunți cu neplăceri sau te simți inconfortabil, din cauza presiunilor critice ale părinților sau societății încă din copilărie. Nu ești similară cu alții nativi din pește având astfel de calități, ești feminină, fermecătoare, plină de compasiune, fină și delicată, atrage bărbații cu vulnerabilitatea și lipsa ta de apărare. Feminitatea și slăbiciunea ta reprezintă principala ta grevă, creând o atmosferă de mister în jurul tău. Dispoziția ta nu este ușor de realizat și acesta este motivul pentru care uneori această dispoziție face să nu controleze emoțiile. Cele mai puternice caracteristicile tale sunt feminitatea și abilitatea de a dispune în mod corespunzător de caracteristicile semnului, respectiv fragilitatea și moliciunea. Cum afectează data de 3 martie soarta ta? Obișnuiești să acționezi. De la o vârstă fragedă ți-ai format planuri pentru viitor, înțelegi ce vrei de la viață. Îți stabilești obiective specifice și te străduiești în mod sistematic să le atingi. Ursitoarele te-au răsplătit cu o bogată imaginație, dar pragmatismul este, de asemenea, inerent în tine, ceea ce ajută la transpunerea fanteziei și a diferitelor idei în realitate. Spre deosebire de multe altele, nu te duci niciodată la glorie goală, nu ai nevoie de aprobarea maselor. Obiectivul principal pentru tine și rezultatul final trebuie să coincidă. Mintea ta dezvoltată și inteligența extraordinară te ajută la vizualizarea imaginii în ansamblu, precum și la observarea celor mai mici detalii. Datorită unei astfel de înțelegeri, calitatea muncii tale este foarte apreciată. Universul ți-a dăruit un caracter minunat, prietenie și sinceritate. De asemenea, ești foarte curajoasă, puternică și hotărâtă. Această combinație de calități promite o soartă interesantă și multe evenimente colorate. Trăsătura ta distinctivă este autocontrolul, nu vei ceda niciodată panicii sau isterii în masă. Indiferent de ce, tu acționezi cu încredere nestrămutată, care dă întotdeauna un rezultat pozitiv. Într-o anumită măsură se poate spune că ești sclav al muncii. Îi dedici aproape tot timpul liber, îți absoarbe capul. Dar după o muncă lungă și dură, ai nevoie de intimitate și odihnă. Atunci ești deconectată de lumea exterioară, te transformi într-o oarecare măsură în ascet. Când uiți de grijile de zi cu zi, de responsabilitatea la locul de muncă și de alte probleme, cauți o unitate cu natura. Te afunzi în inerenta ta fantezie și vis, ești înclinată spre modul romantic. În astfel de momente, începi să observi frumosul în tot, chiar și în acele lucruri care păreau obișnuite pentru tine. Tu știi cum să evaluezi corect situația, ceea ce ajută la evitarea posibilelor greșeli și faci ceea ce trebuie. Poți oricând și peste tot, să iei foarte repede deciziile necesare. În plus, nu îți schimbi niciodată principiile. Nu te îndoiești de corectitudinea deciziilor tale, ceea ce te ajută să nu te oprești pe calea spre obiectiv. La urma urmei, tu te străduiești să oferi o viață confortabilă pentru tine și familia ta. Datorită deciziilor corecte și abilității de a acționa, îți poți asigura un viitor stabil și fericit pentru tine însăți. Nu îți place să izbucnești în zadar? Nu dezvălui niciodată planurile și ideile tale străinilor. Crezi că numai cu ajutorul propriilor tale forțe poți obține succes. Și pentru a obține un rezultat pozitiv, trebuie să faci totul de la început până la sfârșit.
Numai atunci poți calcula posibilele erori și găsești soluția rapidă acestora. După ce ai obținut rezultate semnificative, nu vei aștepta aprobarea sau admirația universală, toate acestea nu sunt necesare. La urma urmei, nu îți pasă de opinia publică, cel mai important fiind faptul că ți-ai realizat planurile. Ești foarte înțeleaptă, capabilă să acoperi atât situația în ansamblu, cât și să acorzi o atenție deosebită tuturor detaliilor. Îți stabilești anumite obiective clare, știi ce vrei să obții. Ești pragmatică, deși înzestrată cu o imaginație bine dezvoltată. Ești capabilă să pui în practică planurile, începând cu cele mai importante și nu solicitând premii sau aprobări în avans. Dragoste și compatibilitate în dragoste, ești fericită și pasională, depui eforturi pentru fiabilitatea și stabilitatea unui parteneriat pe termen lung, dar meriți libertatea și te temi de angajamente prea rigide. Perspective bune pentru crearea unui respect reciproc într-o familie ecurac, Scorpion și Taur. Acești bărbați sunt cei mai compatibili cu tine, au aceleași opinii cu privire la viața de familie, priorități similare ale vieții. O căsătorie poate avea succes în alianță cu Fecioara, Balanța și Capricornul, unde șansele sunt de 50-50. În această uniune, imediat, trebuie să se distribuie responsabilitățile și obligațiile, să se accepte libertatea reciprocă. O căsătorie cu perspective proaste este văzută cu celelalte semne precum Berbecul, Gemenii și Leul. De exemplu, în aceste combinații de cupluri există foarte puține perspective pentru o căsnicie fericită, este puțin probabil să vă înțelegeți reciproc, deși totul este posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Poți deveni orcaholică, adesea ai nevoie de timp, pe care trebuie să-l petreci singură cu tine însăți, fără familie, prieteni și colegi. Principalul lucru pentru tine este să fii atentă și să nu permiți imaginației tale violente să te ducă departe de realitate, într-un fel de alte lumi fictive care să te poată absorbi complet. Această proprietate poate părea ciudată pentru alții, dar ai tendința uneori să fugi de realitate și să trăiești într-o lume imaginară, în fantezii. Ești însă pe deplin capabilă să echilibrezi interesele carierei și ale viselor tale, astfel încât să nu uiți niciuna dintre sferele vieții. Din acest punct de vedere disting două subtipuri principale, poți fi mai deschisă cu mai mulți oameni în viața reală, sau poți prefera intimitatea și să ai tendința să te complaci în visuri și fantezii. Indiferent în care tipologie te încadra, planifici de obicei viața și cariera. Te temi de accidente și de situații neprevăzute care te pot lua prin surprindere, așa că încerci să planifici tot ce poți înainte. Se întâmplă că elaborarea și înțelegerea planului este chiar mai plăcută pentru tine decât procesul ulterior de implementare a acestuia. În același timp, riști să nu mai vorbești sau să acționezi cu ajutorul improvizațiilor, iar această abilitate este necesară în viață, deoarece toate dificultățile și situațiile nu sunt încă previzibile. Cel de-al doilea risc la care ești expusă este limitarea acțiunilor tale numai la planificare, transformarea planificării într-un fel de fantezie care nu se realizează în practică. Sănătate și boli. Ești în caz rar când ambele mintea și forța fizică se întâlnesc într-o singură persoană. Ești fizic puternică prin natura ta și trebuie să depui eforturi considerabile pentru a te limita pe tine însăți și corpul tău. Este deosebit de important ca tu să practici în mod regulat sport, dar este, de asemenea, important să nu exagerezi. Evită rănirea mâinilor, picioarelor și accidentele. Nu uita să mănânci în mod regulat. Uneori ești prea zeloasă datorită faptului că ți este destul de dificil pentru tine să te controlezi singură, deoarece energia ta este de obicei dificil de controlat. Soarta și norocul. Ursitoarele ți-au dat independență, moliciune, veselie, bunăvoință și hărnicie. Tu nu te supui dificultăților și pericolelor. În caz de eșec nu intri în panică, dar mergi cu încredere în viitor. În tinerețe,
Pot exista probleme, neînțelegeri, relații tensionate cu rudele. Căsătoria timpurie este nedorită, poate duce la frustrare și divorț. În viață realizezi totul în sine, în anii mai maturi vei avea succes în carieră, relațiile în familie pot fi excelente. În sfera financiară, ești norocoasă, dar trebuie să-ți poți gestiona în mod adecvat finanțele pentru a supraviețui unor momente dificile. Sfaturi pentru tine. Copiii născuți pe 3 martie nu trebuie presați în copilărie, altfel pot obține un traumatism psihologic puternic pentru tot restul vieții. Dacă copilul tău s-a născut pe 3 martie, încearcă să nu-l torturezi cu disciplina de fier. Atunci va fi fericit, pentru că este în stare să găsească fericirea în altă parte. Încearcă să te cunoști mai bine, iar dacă nu îți place ceea ce descoperi, acționează în consecință. Nu permite atitudinii exagerate autocritice să te împiedice în vreun fel. Ce cadouri ți se potrivesc? Alegerea unui cadou pentru tine este dificilă, deoarece reacția la el depinde de starea ta de spirit și este imposibil să o prezic, pentru că ce dispoziție vei avea, chiar tu însăți nu știi. Dar pentru tine trebuie să dea în primul rând hrană imaginației și să fie astfel încât, lăsându-te singură, să-l poți admira sau să te bucuri de el cât de mult îți dorește inima. Te încântă ceva pufos, care curge, delicat aromat. Vei accepta cu recunoștință profundă o lucrare de artă, dar mai întâi cel care îți face darul este bine să afle atașamentele tale pentru a nu lovi clopotul greșit. Tema ta principală este un mister, trebuie să fii onorată cu daruri în daruri. Darul, înfășurat în tonuri de violet iridiscent și liliac, cu hârtia atârnată aproape de podea, împreună cu orhidee delicate din fire de argint, vor fi primite de tine cu uimire și încântare. Pe cutie merită făcută o inscripție sentimentală în numele dăruirii, de preferință în versuri. Acest lucru va spori efectul exclusivității pentru tine. O seară romantică cu lumânări și muzică clasică, o excursie de 2-3 zile pe o coastă caldă, chiar și un coș de petale de trandafir pentru baie, acestea sunt cele mai binevenite cadouri pentru tine. Inteligentă prin natură, ești capabilă să apreciezi darul sub forma de bilete de teatru sau o filarmonică. Te încântă și obiecte confortabile, cum ar fi o pernă moale uriașă sub formă de jucărie și o cameră video profesională. Culoarea cadourilor poate fi diferită, dar este mai bine să fie albastru, turcoaz, violet, verde. Inel cu acvamarin sau turcoaz este un cadou minunat. Este clar că toate recomandările sunt mai degrabă condiționate. Noi înșine ar trebui să gândim ce dar este mai bine să prezentăm celor dragi, iar stelele doar ne vor ajuta. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.